și Honda Civic. Hai să vedem. Cut!
fuck, dude. Audi strâng. Și ce ar fi tare să-l prindă și să-l depășească, mă? Ca să câștig tot eu. 34 are Moșu. 34 tipul lui Moșu. 150. Mașină cu cel mai bun timp, 10-17. Să vedem dacă îi va egala timpul lui Johnny sau poate chiar mai bun. O să știe o funcție de modificările făcute în ultima perioadă. Popul, ursulețul, adică este un M3 de 3,2 turbo. Cel mai bun tip al este 10-17. E, cam așa trebuie să tragă o mașină. Hai, 10 secunde, hai. A câștigat mașina neagră. Evacuare pe noi. Ceașa Mical, când pornește, vă ia căldurile. Hai, 60, 1-7, Sisyphit, cât e? 1-8! Sisyphit-ul! Hai, 10 și un pic! 10-8! 10-8, timpul pentru Mohu! 16-1 pentru... Cine era în dreapta? În dreapta era Porsche-ul. O să vă placă mult mașina. Mare grijă la burnout să nu ne dărâmați părțile. Deci avem la start doi tătici, tăticul Honda-lor și tăticul BMW-urilor. Și avem în roșu încă un tătic de BMW-uri, vezi? Unu, doi, Sixty Feet pentru BMW! Ce tate ai văzut? Hai, văzut! Doi! A mai umblat, a mai umblat un pic el pe la mașină. Și că am băut. Ce să bei? Apă, normal. Ce evacuare are ghidul, dar sună într-un fel. Da, la plimbare așa, ușurel. Mașină tot de 90. Dacă își va pune lății. Puțin mai spate, te rog.
Super 50, să vedem cum se prezintă, nu? Da! Să-i vedem în galop. Dar în spatele lui avem parfum! Parfum! Alu! În dreptul lui vine tot mașina proprietarului! Și Honda S2000 a lui Caius de la Timișoara 1-2-0. Și pisica asta, 2-5 turbo. Relaxate! Hai să vedem! Vara 1-7, GTR 1-6. Timpul pentru CZR! 10-9! Yeah.
de frumos legea, dar la morții nu se pune poate. Ce e pentru? E exact cine trebuie, viață. Poate, tăiem de aici, nu mai trage, nu mai trage. Nu mai trage, nu mai trage. Da. Domnilor și domnilor, a venit asta Honda de la Galați cu motor 2000 turbo. Haide! A venit Ghiță la start cu CZR-ul. Ghiță, Porsche 911 Turbo. Hai! Domnilor și domnilor, a venit prietenul nostru de la București, Top. Este vorba de o Skoda Octavia cu două motoare, 2.0 turbo ambele motoare, unul în față, unul în portbagaj. Este o mașină de 10 secunde și sperăm asta să vă încadă. Ok? Hori! O cască totuși de protecție, nu? Hori! E ok, 405, haideți! Scoateți telefoanele mobile, credeți-mă, e o mașină gravă! Două motoare! Asta spuneam! 1.5! 1.5 existent la Skoda Octavia Bimoto! 10.5! 10.5! Prima rundă! Din prima rundă! Care se dă lupta. Hai să vedem ce face cu Aventadorul, se pare ca același timp. Hai să vedem timpii pentru Amiga 01 Kit, Kit 1701. Hai, dacă îmi dai cu macara, mai mult, vă stele, deci, ca mine.
și Bogul? Ai, 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 mă! Se întâlnesc, prietenii, domnilor și domnilor! Ieri va fi o cursă foarte strânsă. Domnii! Domnilor și stăpânale! Și Cătălin Bohu! 10-17, cel mai bun timp! Am vorbit de ceapa, că nu m-a auzit nimeni. De 4 timpul pentru Domi și Bohu vine cu 10-4! 10-4, aplauze! V-am spus, mașinile sunt extrem de apropiate! București vs. Arad! Arad, sunt aici, în zone, la 2 pași! Sensaționale! Deocamdată Demi e ceva mai aproape cu 2 milisecunde, având în vedere că timpul este 10.05. Un 8 turbo ce avem aici? Avem un Passat. Passatul este un 8 turbo. Ok. Stage 1, 2, 3. A venit pentru stage. Așa până își iau startul. Banezii!
Concurs.
M6. Ce roți are, mă! Începe o mașină pentru mine, știi? Cuba, du-te din peisaj, că nu... Deci nu știu de ce, omul a început să se capreze. Dar
ia, ți-a trecut tot țarmețului ăsta. Don, 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 don. Don. Motor dorsal. Este vorba de VPP-ul 1502, număr de concurs și VPP-ul GTR-ul DM Macaron. Ascultă aici. Primul obiect, 1-8 pentru DM. Eu văd ce se filmează aici. Noi se filmează curba. Să vedem cum se fac timpii. Cezar cu Aventadorul. Asta ce motor are? Nu pot să cred. Avem la start mașini de 10 secunde. Avem de 10 și de 9, concret. DMS Lorai, BMW M5 Turbo, 800 plus cu plus. Porsche 297, okay. Eu zic 1000 plus. 1000 plus, da. Hai, că nu știu cum să se numim, că nu, sub 1000 nu are. Da. Porsche 10, suntem în direct, doamnelor și domnilor. Ah, mi s-a reparat microfonul. Ai pierdut semnalul la cursa. Ce urlam, bă, la 1.5 ăla de 6.
stific. Uite de acolo, nu-l lua cu jos. Shelby. Nu-i deschizi capota. Bă, cum ziceți voi? Voi la Orad acolo. Bă, ce place. Ăsta nu-i Shelby, bă? Ce mașină asta. Îți dau vol cu rău pentru el. Da. Eu zic că te păcălești. Facem și noi o retrospectivă a zilei, așa? Un aplauz de la dumneavoastră! Domnii! M5 Turbo versus M5 Turbo! Este deținut TRB! Vestran 1003! Timpul cel mai bun este 10-02. De la București a venit Jerba! Asta e cursul de aia ca a mea! E cu clasa mea, 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 mea! Da, e mare! Trapa 3! Omul 85 de Jerba! Hai să vedem! Stip final! 14-4! 14-4! Ia să vă și băi, vă faceți și voi la fel de gălăcie! Aplauze! Cele mai gălăcioase mașini! Cele mai puternice mașini! La ultima cursă din acest an! Răspășe că v-am trezit! Mi s-a făcut pielea de găină, jur! Deja începe și el! Răcește interculerul cu nos. Trei de peste. Si, da. Zima de gale!
Aplauze! Ne sperăm că ceva minor. Închid-o! Ceva cercă, deci... Ore 7. Coda, nu știu ce motor are. Câte de ei? Lasă seamă. Sato, vină și fă o poză de aici. Vino repede, vino spre mine, dacă mă vezi. Nu te vede. La curzelor n-am văzut atâta punct negru în România. Dracu pe pământ! Ochi roșii!
6 secunde. Să iei taxi mașina asta. Du-mă repede. Serios. Și 1609 pentru Audi. Bam, 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 bam. Launch control. Este omul cu fit. BMW E36, deocamdată nu știu ce motorizare are, cel puțin în 2.5, mi-ar suna 2.5 acolo. 2.5? Energie! Un 860 feet. Posibilitatea să treci pe sub mașină? Da, o să fiu tromat! Aplauze pentru Igor! 1.7! Da, da, da! Mereu! Tira, ai dus! Vezi o mașină frumoasă, simplă și te păcărește unul. Unu-șase, 60 feet, 1.6. Nu,
07. Diesel? 3000, da, TDI. TDI? TDI, TDI. Așa, așa, așa. Ăla e, așa să facem un burnout din 4 roți. Ai grijă, să nu treci peste linia altă. Face foarte șmecher, mie îmi place mult rău treaba asta. Era o punere mai controlată, așa un pic. Wow! Nu mai vorbim de evacuarea care se aude într-un mare fel la Audi. 1-9-60. Da? Era Massimo în spatele meu, am vrut să arăt ceva, dar am uitat. E în regulă? Nu e ușor, nici pe două roți, nici pe patru roți. Nici pe roată. Nici pe roată. 12. Asta ne place cel mai mult, asta se întâmplă. Se întâmplă curse, drag racing events. Aceste două mașini sunt două kid-uri. Un kid mai puiut și un kid mai veteran. Nu știu, mergem mai departe, veteranul și el. Veteranul tot se joacă la calculator, nu? Face evacuarea lui la nebunie. Auzi ăsta cu motorul de pe evacuarea. Ascultă-o. Unu șapte, 60 feet. Pentru Honda. 11-6. 11-6. Deci, un mic anunț, există două mașini care au parcat puține corespunzător. Vă dau numărul, o secundă vă rog, fără gălăcii. Numai un pic, ghiță, numai un pic. Dar rămâneți pe loc, că avem o secundă. Așa, și mai este una, o secundă. Este anunțat în casă, Sandu. Arad 78 LOS. Tot pe BMW. Cele două mașini sunt rugate să... Șapte, țin de reacție. Deci eu am avut veci. Și n-au văzut tot. Nu mai văzut tot mai mult. Se pregătește următoare 2 litri turbo. Ei, măi, ce fără e?
Racing România pe Facebook, este contul nostru.
Thank you.
multe școlari. Bă, dacă ai mâncat pap gulașul? Nu cred. A, da, n-ai ce-i păsul la noi. Băiat de la oraș. Și Nissan R32. După 1000 pe dreapta, 1000 pe stânga, nu? Nu, 1000 și 1000. Așa, e împărțit. Unde-i calculatoristul? Calculatoristul, informaticianului. Ia, ia gherăită. Eu nu știu pe ce. Am încercat să ținem o cursă extraordinară și cred că am făcut-o alături de voi și vă mulțumim enorm pentru că sunteți prezenți alături de noi astăzi, astăzi și ieri și veți fi mereu alături de noi, că doar de-aia sunteți pasionați și trebuie să înțelegeți din momentul în care... În sfârșit am ajuns și la finala acestei. Barbu Dragoș! Provenzano! Vâlcea locul întâi! 2-0, 12 Malte, Turbo! L-am învățat! Locul 2! Băi, s-a oprit melodia. Eu nu mai pot să vorbesc dacă n-aud melodia. Ce se întâmplă aici? Locul 2! Cristian Paraschiv! Și locul întâi, Stoina Mirel! Aplauze! Și acum încă o dată aplauzele când se urcă și pe podium, așa, cu toți trei acolo. Pe data viitoare știi ce să mai luăm? Aș vrea să avem artificii la sfârșit, bă. Da? Da? Face ca la VTM! Gata, m-a rezolvat-o. Era la planetă. Și locul întâi, Cusac Lucian. Hai, Lulu, sus pe podium. Aplauze pentru câștigători. Cel mai rapid, 11-5. Toma Alexandru, doamnelor și domnilor. Este obținut. Faceți loc, că e mare. Igor Vrabie! Ați dat noroc cu cupele, am auzit? Trecem la end. Aplauze câștigătorilor. Aplauze tuturor celor care au participat astăzi. Mulțumim absolut tuturor care au fost prezenți și care vor fi prezenți în continuare la evenimentele organizate de Drag Racing Events România.